Salutare lume, numele meu este Silviu Pârvu de la Overheat.ro și am astăzi în mână The Witcher 3 Wild Hunt. Un joc pe care marea majoritate dintre gameri vor să-l joace. Iar eu astăzi să-i fac un scurt hands-on. Am aici de făcut un quest. Este al doilea quest din campania principală, al doilea quest principal din joc. Am trecut peste cinematicuri, alte detalii despre poveste, pentru că nu vreau să vă dau un spoiler sau ceva de genul. Așa. Nu știu cu ce să încep. Grafica ne-a luat la toți ochii, asta e clar. Lumea extrem de vastă. Și gameplay-ul în stilul Witcher, în stilul caracteristic Witcher. Un action RPG de calitate de la CD Projekt Red, un studio polonez, deci un studio de aici, de la noi, din Europa. Și iată-ne că am ajuns, hai să vorbim cu doamna aceasta mai în vârstă, văd. Probabil saying too much. Ea cel mai probabil o să ne îndrepte către următorul nostru obiectiv al quest-ului. În principal, în acest quest, trebuie să omorăm un grifon. Deci, o muncă tipică pentru un Witcher. Pentru Geralt. Cum am spus, Geralt din Rivia, este personajul principal al jocurilor de Witcher. Este un vânător de monștri din ținuturile nordice, iar în The Witcher 3 Wild Hunt, acesta are de îndeplinit o muncă destul de neobișnuită așa pentru un Witcher, și anume trebuie să o găsească pe Ciri, fosta lui ucenică, și de asemenea trebuie să o găsească și pe Yennefer, Maia sa dragoste. Dar, înainte de toate, hai să omor în grifonul ăla și... alte detalii despre poveste nu o să vă dau, pentru că nu vreau să stric experiența niciunea. The Witcher 3 este, din câte am jucat până acum, un joc foarte bun. Nu neapărat pe partea de poveste, cât overall. Este un joc bun. Iar gameplay-ul zic eu că e cireașa de pe tort. Am chemat aici calul, hai să ne urcăm pe el. Asta e, era să zic Assassin Vision, dar nu, este The Witcher Vision. Este puterea pe care e medalionul acela în formă de cap de lup la The Witcher-ilor. Și anume să vadă anumite indicii și obiecte magice în jurul lor. Noi nu vedem aici obiecte magice, vedem flori și alte plante medicinale care o să ne ajute în poțiunile și alchimia pe care o vom face mai încolo în joc. Hai să vedem unde trebuie să ne îndreptăm întâi. Harta este vastă, într-adevăr, este cu 10% pare că mai mare decât cea din GTA 5, deci este o hartă mare. Și din câte știu, îți ia în jur de 35 de minute să o parcurgi pe cal. Eu testez, eu joc, mai bine zis, varianta de PS4, deci vă dați seama cum arată pe PC acest joc. Însă varianta de PS4 arată și ea foarte bine, după cum puteți vedea. Și se mișcă la fel de bine. Nu mi s-a întâmplat să am pierderi mari de cadre. De obicei, spre surprinderea mea, în cutscene-uri se mai întâmplă să mai pierde, să mai sacadeze așa un pic. Dar după cum vedeți, gameplay este constant la 30 de cadre. Cum am spus, folosind Witcher Vision-ul, ne luăm după urmele astea. Și ele ne vor conduce la niște indicii pentru quest-ul nostru.
trebuie să sar. Ok. Cum am spus, trebuie să sar. Hai că reușesc eu de data asta. Ok, hai că mai încerc. Oh, fiare. Fiare, ce se întâmplă? Că trebuie să-mi iau avânt, asta e. Glumești? Bine, nu este un joc action-adventure, deci nu mă aștept ca site-ul să fie punctul lui forte. Și cred că am da, fii atent, am ajuns la... E un grifon mort aici, din câte pot observa. Da. Și mai mult ca sigur nu l-au omorât în Witcher. Mai mult ca sigur nu l-au omorât în Witcher. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Ce mai spune că l-au omorât niște oameni și asta nu e de bine pentru că ați văzut sau mai bine zis, sunt doi grifoni. După ce am murit acesta, al doilea grifon s-a cam supărat nițel și a zis să le facă nasoale oamenilor. Și de asta oamenii au recurs la un profesionist, adică la nostru Geralt. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Bun, hai să vedem ce mai e prin jur pe aici, cine mai dă cuibul acesta de grifoni. Se pare că am primit o nouă locație unde trebuie să ne îndreptăm. Ia uite că data asta am sărit. Așa. O luăm pe jos. Nu cred că e prea apropiată locația, dar... Da, hai să chemăm calul. Așa. Căluțul nostru de încredere. Hai. Unde trebuie să mergem? Ok, în mijlocul lacului. Super. Păi, acolo mergem. Vegetația, în prima dată, sublim. Apoi, bineînțeles, casele și alte chestii pe care le-am mai văzut în jocuri, precum Assassin's Creed și alte action-adventure de genul. Dar vegetația în special e... wow! Și la fel și modelele personajelor, precum și părul facial, părul de pe cap și alte chestii, coama calului, cum vedeți, apa de asemenea. Acum trebuie să găsim niște plântuțe pentru alchimie ca să facem... s-a demenit grifonul, cumva. Acum suntem sub apă și vedem acolo că nu putem respira la infinit, evident, în apă. Avem acolo sus un meter, o bară de aer. Așa, hai să mai luăm aer. Și am luat cam plântuțele. Acum plecăm. Îmi place, questurile nu sunt scurte. Nu sunt genul du-te la punctul A, de la punctul A la punctul B, omoară nu știu ce chestie. Adică văd că sunt cât de cât logice. Nu mă pun direct să omor grifonul sau ceva. Trebuie să mă pregătesc, să îmi iau diferite ustensile, să vorbesc cu diferiți oameni care știu diferite chestii despre grifon, cum acționează, cum alea, cum alea. Așa, hai să mergem la hanul ăsta, să vorbim cu maestrul nostru, Vezimir. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian. Cum spuneam, modelele personajelor sunt foarte bine realizate. Parcă nu la fel de bine ca în alte jocuri, nu o să dau nume acum sau ceva, dar
Gândiți-vă că nu este un cinematic, este randat în engine-ul grafic. Deci totul este randat în engine-ul grafic al jocului. Nimic pre-randat, totul este rulat în acest timp. Totul se randează pe loc. Remember Tredegar hunting that Zugul in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Vedem aici discuția și putem și noi să alegem, să punem întrebări sau alte chestii. Iar din câte am înțeles, unele decizii vor afecta oarecum povestea și relația noastră cu alte personaje din joc. Un lucru destul interesant. Nu o să schimbe complet povestea ca în jocurile Telltale sau gen Heavy Rain, dar probabil o să afecteze cumva jocul și lumea conjurător. Ok, cred că a fost un bug, nu? Așa. Că tot vorbeam de alchimie. Asta e prima lecție de alchimie, de asta vedem și tutorialele. Nu se explică aici cum utilizezi meniul pentru alchimie. Mult mai intuitiv meniul decât la The Witcher 2. Nu am terminat eu The Witcher 2, dar am jucat cât să-mi fac o impresie așa despre el și este ok. Însă alchimia din Witcher 3 e mult mai ușoară, văd, și upgrade-ul e la fel, totul mult mai aerisit, mai simplist așa. Aici vedem armele și armura și alte iteme pe care le avem la noi. Săculețul cu merinde, aș putea spune, unde avem mâncare, poțiuni, hârtii și alte chestii. Da. Așa. Bun, hai. Ce vreau spune că așa, tocmai am activat o poțiune pentru armă. De fapt, se presupune că e o poțiune pentru un sabia, astfel încât să-ți dea un damage considerabil. Și asta mai afectează toxicitatea. Sub bară de viață, sub bară și mai avem încă o bară cu craniu acolo. Dacă avem mai mult de acea bară, adică mai mult de 100 toxicitate, e posibil să murim. Așa. Da, m-am dat din greșeală jos de pe cal. Haideți să mergem după grifonul nostru. Ah, ia uite-l și pe maestrul nostru acolo. Haide, haide, haide. Să punem capcana și să prindem grifonul. Ca apoi să-l ucidem și să ne primim banii. Căci știm cu toții, un Witcher nu lucrează niciodată pe gratis. Da, niciodată. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Așa, se pare că vom aștepta pe aici prin boscheți până când grifonul își va face apariția. Got your eye on a contract? No. I'll go to Caermore. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. What's the maybe a week's march from Caermore. If they reach the valley before snows can cover the passage. Sure. Că vom aștepta și vom aștepta. După cum puteți vedea încă pe fața lui Geralt, acesta e destul nervos. Trist. Maybe. Nu-i place să aștepte. Uite o oaie, asta e capcana. Foarte interesant. Sigur nu o să se prindă grifonul, că e o capcană, sigur.
Și aparent a venit, ea de așteptat. Ai noștri witches sunt pregătiți, sunt pe poziții. Nu, oh, ce drăguț, o arbaletă, mi-a dat cadou o arbaletă. Foarte tare. Nu știu cât de util o să fie asta, dar e o adăuge interesantă, nu? Warm ranged. Așa. Witch with a crossbow. We break him with tradition. Stop talking. Got a griffin to kill. Și grifonul se duce după capcana, evident. După acea oaie. Bun, hai să-l omorăm. Hai, hai să ne batem. Dar, da, ok. Aici avem spell-urile. Ce spell? Arbaleta. Ok, am selectat arbaleta. Și tragem în el. Văd că nu e cine știe ce damage e arbaleta asta. Hai să-l lovim cu sabia, cred că e mult mai util așa și o să-l moi mult mai repede cu sabia. Văd că își mai ia zbori din când în când și folosim mai baleta. Așa, bun, 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 bun. Și cade, așa. Să mai dăm damage aici. Se ferește. Ah, la naiba. Ok. Încă o dată cu baleta. Gata. La naiba. La naiba, grifon. Și gândiți-vă că tehnic este primul nostru contract de asasinat de omorât monștri. Îmi imaginez cum o să fie cealaltă când ne vom confrunta cu alte rocătile din ținutul ăsta. Ce mai spune că trebuie să fug după el, nu știu de ce. Da. Hai să luăm calul. Da. Așa. Hai, după grifon. După grifon. Așa, să mergem după grifonul nostru. Sper că e și el pe undeva pe aici, să nu mai alergat. După ea, uite-l. E chiar aici. Ah, la naiba, să speria calul și am căzut de pe el. Fii atent. Hai să încărcăm mai băiatul să mai tragem o dată în el. Sper că data asta să cadă. Și da, a căzut. Hai după el. Hai, repede, repede. Să-i dăm două sabie peste nas. Așa. Hai că data asta e al meu. Haide, încă o lovitură. Așa, gata. Tocmai am ucis grifonul. Și ce v-am spune că s-a terminat și quest-ul. De vreme ce mi-am atins obiectivul. Acum nu am mai decât să iau capul grifonului, să-l duc celor care m-au angajat pentru misiunea asta și să-mi primesc banii bine meritați. Cu acestea fiind spuse, cred că v-ați făcut o idee despre The Witcher 3 Wild Hunt, cum e gameplay-ul, cum e atmosfera, cum arată, cum se mișcă. Iar dacă vă place, nu rămâne decât să-l cumpărați și să-l jucați voi. Pe Silviu aici, iar până data viitoare, la revedere!